Primarul municipiului Drobeta Turnu-Severin, Marius Creciu, ține pasul cu noua tehnologie, iar astăzi a dat startul lucrărilor de modernizare a zonei din preajma sălii polivalente. Severinenii de toate vârstele vor avea parte de primul parc smart cu bănci inteligente, alimentate cu energie solară, mese de șah, spațiu de joacă pentru copii, dar și iluminat pe LED dotat cu panouri fotovoltaice. V-ați apucat serios de treabă, cam când preconizăm să terminăm? Maxim o lună și jumătate se va termina lucrarea. Ea constă în vreo 150 de metri de alei, două cijmele, 13 stâlpi de iluminat ecologic, da, am văzut. Un loc de joacă de 85 de metri pătrați, da. Un loc unde o să stea bătrânii pentru șah. Un loc de relaxare pentru pensionari. Da, deci acoperim, să înțeleg, întreaga gamă. Și tineri și copii, că avem terenul ăsta de sport. Venim cu sprijin pentru cei mici, pentru persoanele în vârstă care vor să vină cu nepoții la plimbare. Da. Face și două toalete, toalete ecologice, ecologice, un da. Sistem zona inteligent de irigare. Sala polivalentă, dar și zona din vecinătatea blocurilor ANL vor fi puse în valoare cu ajutorul unui proiect inovator, finanțat în întregime din fonduri europene. O zonă în care nu s-a intervenit niciodată se va transforma într-un loc care va atrage privirile fiecărui severinean. Terenul de sport existent. Existent, da. Aici e un loc de joacă. Da, mai mic, am văzut că vreo 100 de metri, dar pentru copii mai pentru mic. Pentru copii, care are, este și celălalt acolo, da. Care are elementele. Un topogan, da. Topogan, cățărătoare și carusel. Da. Aici este labirint, făcut din gard viu. Și aici e o zonă de așteptare și o zonă de părinți de regulă. Da, 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 am văzut și mese de șac și... Da. Stâlpii sunt cu încărcare solară. Cel mai important lucru este că stâlpii sunt inteligenți cu încărcare solară și băncile. Băncile sunt bănci inteligente cu încărcare USB pentru telefoane mobile sau calculatoare. Acest proiect dă startul parcurilor inteligente pe care le regăsim peste tot în marile metropole europene. Primarul municipiului Drobeta Turnu-Severin, Marius Creciu, își dorește să crească confortul urban pentru cetățeni care vor beneficia de cele mai moderne utilități. Pliem și noi pe cerințele mediului, pentru că se vorbește mult de inovație, se vorbește mult de smart city. E într-adevăr un parc în care avem aceste elemente, mulțumim, avem aceste elemente, bănci inteligente solare, sistem camere video, mese de șah, echipament de joacă pentru cei mici, toalete ecologice. Avem o amenajare de spații verde, în același timp avem 13 stâlpi cu tehnologie tip LED alimentați de la panourile voltaice, băncile au sistem de USB de alimentare cu tip USB, deci într-adevăr un parculeț în același timp funcțional pentru toate categoriile și pentru cei mici și pentru cei mai în vârstă. Plus acest teren de sport pe care l-avem deja făcut, putem spune că în zona ANL acoperim întreaga zonă cu lucruri pentru toate vârstele. Întregul proiect este bazat pe eficiența energetică prin implementarea noilor tehnologii, urmându-se economisirea energiei pentru utilități. Deci, valoarea întregului proiect este undeva la 2.200.000, peste 400.000 de euro, finanțabil toți din bani europeni. Aș mai adăuga și aleile de acces la blocurile de la ANL, dar în același timp punem în valoare și intrarea la sala polivalentă, inclusiv cu o intrare pietonală de aici, din stradă. Tot proiectul, din punctul meu de vedere, se impunea, având în vedere faptul că această zonă este intens circulată, pe lângă valoarea pentru cei care locuiesc în zonă, dar vorbim și de faptul că este în ochii noștri a tuturor și ai celor care tranzitează orașul Drobeta Turnu-Severin pe fosta șosea de centură. Constructorul ne-a asigurat că vom beneficia de toate aceste dotări în mai puțin de două luni.